Bună seara și bine v-am regăsit la Raport Special. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi, la fel cum îi mulțumesc și invitatului meu de astăzi, Dragoș Huru, profesor de economie la ASE. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Telespectatorii sunt obișnuiți să vadă de obicei politicieni care ne dau tot felul de explicații și din când în când am plăcerea și onoarea de a avea și câte un invitat care este chiar în temă cu ce se întâmplă din punct de vedere în țara noastră. Nu vine așa doar cu punctajul de la partid sau cu opinii preluate așa din stânga și din dreapta din Parlament. Și am să încep cu un articol care mi-a atras atenția astăzi, dpg4media.ro. Acolo se vorbește despre lupta dintre PSD și PNL pentru preluarea puterii, ca să zic așa, pentru preluarea conducerii în portul Constanța. Bine, știm, portul Constanța este foarte important pentru economia românească. Nu asta e miza, ei întotdeauna se luptă și când sunt la putere și când sunt în opoziție. Toți vor să aibă oameni în poziții cheie. Ce mi-a atras atenția însă este următorul lucru, că se vorbește despre ordonanță 22 din 1999, care a fost modificată, iar aceste modificări vor permite umplerea consiliilor de administrație din portul Constanța cu oameni fără experiență. Am mai discutat de multe ori despre acest lucru. Avem sau nu nevoie de oameni care să aibă și experiență în domeniul respectiv acolo când se duc într-un consiliu de administrație, sau e suficient să fie niște indivizi numiți politic pe criterii arbitrare și pe baza trocurilor care și jocurilor care se fac între politicieni? Că m-am săturat să văd că în instituții importante ale țării nu sunt oameni care chiar știu cu ce se mănâncă domeniul respectiv. Domnul Ferrariu, o să comentez eu puțin mai pe larg, fără a spune aproape nimic în plus față de termenii discursului dumneavoastră, dar o să punctez. În primul rând, ați observat bine că nu se mai termină lupta niciodată. Nu e un model nou. Omenirea undeva, pe la vreo 1100, așa, a crezut că din bătălia asta o parte se luptă cu alta și cine învinge va conduce omenirea către mai bine, inclusiv la nivel de stat, e legea de compoziție care poate oferi succes. Noi am rămas acolo, n-am mai evoluat și n-am ajuns la consens. Și atunci se luptă. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l punctez e că subiectul ar trebui să fie judecat într-un context mai larg. Noi ce ne dorim de fapt să facem? Și ce valori avem? Am copiat literalmente un model economic care părea venit de la apus, cum l-am copiat și pe ăla de la est. A, lumina ne vine paradoxal de la apus. Nu știu cum am inversat noi punctele cardinale. Și am crezut, din asta am găsit o explicație simplistă. Proprietatea, sistemul de proprietate, cel care oferă soluția. Dacă e proprietate privată, totul e justificat, e bine, e frumos. Ți-a luptat ca să introducă în Constituție că statul garantează dreptul de proprietate, că inițial era o crotește. M-aș lupta eu mai mult ca să definim corect proprietatea în Constituție, pentru că ea era la cum e definită, ajungem la formula de comună primitivă, dacă folosesc un bun al meu. Deci, literalmente, legile sunt construite pe trei atribute de proprietate, deși noi, teoretic și filosofic, știm că sunt patru și dacă le reduce, ajungem la una singură. N-am o problemă. Și eu o declar, fiind opinia mea astăzi, nu opinia universității, lucru pe care sunt obligat să-l spun, eu am orientare doctrinară liberală, nu sunt în partid, nu înseamnă că votez cu liberalii. Iată, în sfârșit avem un liberal în platou, pentru că cei de la Partidul Național Liberal ne cam evită de vreo 5-6 luni, n-au mai venit la emisiune. Dar eu nu sunt în partid, eu am orientare și atunci iubesc ideea de acțiune individuală. Numai că nu e de ajuns să spunem proprietatea. Avem un istoric în care nu putem demola capitalul doar pentru că Partidul Comunist Român a construit cel mai dur regim din toate țările foste comuniste, în care a acaparat totul, mergând până la anchilozarea sistemului de decizie, ca experiment unic în istoria umanității, identitatea dintre un partid și statul român, realizat între PCR și România, de către și Ceaușescu. Republica Socialistă România. Da, deci, haideți să ne uităm. Unu. Doi, am spus. Și trei. Ferrariu, nu ar trebui să discutăm poate de expertiză? De ce de experiență? Expertiză, experiență. Să fie oameni nu care se pricep. Bun. Pentru noi, vedeți, oamenii de rând, nu, care nu suntem profesori de economie, nu, dar expertiză înseamnă, din punctul meu de vedere, să cunoști totuși domeniul respectiv, să ai și experiență. Da, da. Experiența, oamenii vor e să le perspectiva crească marxistă. Nivelul de trai. Ca să le crească nivelul de trai, trebuie ca acolo, în pozițiile cheie, da, să fie oameni care se pricep să facă asta. Expertiză dovedibilă și relevantă. Și mai bine ar fi să fie așa. Da? Dar acum au modificat ordonanța asta astfel încât oricine poate ajunge acolo doar pe baza unei numiri politice. Și m-am săturat să văd consilii de administrație de la
companiile astea care mai funcționează de stat, sinecuri, vă referiți. Da, cu niște oameni acolo care doar votează, pun ștampila, semnează, iau foarte mulți bani și aia e, fără să-și aducă deloc contribuția. Poate fi un act de curaj și asumă responsabilitatea prin vot. Ei sunt direct responsabili dacă îi numesc politic. Dar într-un consiliu de administrație n-ar trebui să fie oameni din domeniul respectiv? Ba da. Care să aibă și expertiză, nu doar... Pe mine, dacă m-a spune la Portul Constanța, eu nu m-aș duce. Păi de ce? Păi dumneavoastră v-aș duce, ne pricepem păi noi la... Păi eu nu sunt profesor de economie. Da, și sunt eu de unde să jurnalist știu? Care eu cred că aș avea nevoie de câțiva ani de studiu ca să înțeleg ce se întâmplă acolo. Păi da, pentru că sunteți un om care vă asumați că... atunci când faceți ceva... Și vreți să faceți lucrurile așa cum trebuie. Nu vă ceți doar ca să fiți acolo că v-a numit cineva și ca să luați niște bani. Deci noi am descoperit și soluția la astfel de probleme. Crea unui sistem de responsabilitate. Proprietatea înseamnă responsabilitatea, domnul Ferrari. Da, ok, numește pe cine vrei. Dar creează un sistem de responsabilitate ca ala să știe când acceptă, dacă acceptă sau nu. Să se gândească de două ori dacă acceptă și dacă este în stare să-și ducă mandatul. Ăla e foarte simplu de creat, e generic, e prin lege, se aplică peste tot și atunci scăpăm de preocupări. Ei au modificat legea. Ei acum au făcut să fie în așa fel încât oricine să poată ocupa o funcție într-un consiliu de administrație, fără să aibă habar. Că e mai bine așa. Și atunci se rezumă totul la negocierile dintre partide. Eu acum dau prim-ministru, păi îmi împart frumos companiile la Portul Constanța, vor fi derulate acolo proiecte de 500 de milioane de euro. Adică nu este așa o jucărie. Bineînțeles că interesele sunt mari, dar dacă tot puneți acolo politic oamenii respectivi, măcar puneți-i pe aia care se și pricep, nu? Să facă acolo niște lucruri bune pentru orice automat pentru economia românească. Păi să-i pună guvernanții, executivul. Da, mă rog. Știți că noi cerem expertiză, dar aia poate fi și falsificată și România e plină de oameni cu expertiză falsificată, să nu intrăm în detalii, că deja... Da, am văzut, au fost directori la Transelectrica, domnul Carașol, care avea nu doctorat, diploma de facultate falsificată. Și a ajuns acolo, a condus dita mai compania statului român, pretenția operatorul de a acredita sistemul energetic național. Tot felul și... de universități fantomă de a le permite, chiar dacă nu le certifici prin acreditare, da. Spui, ok, cine ați fost, nu vă acredităm că nu sunteți bun, dar vă recunoaștem vouă diploma care ați fost până acum. Mă refer la nivelul acela. Da, măcar aici niște oameni au niște diplome, mă rog, obținute cum le-au obținut, dar legea despre care vorbim permite acum, practic simplifică lucrurile. Nu trebuie să mai ai o diplomă în domeniu. Poate le creează responsabilitatea. Du-te acolo. Păi și cine să facă asta cu responsabilitatea? Adică e foarte interesant ce spuneți. Bun, te duci acolo, dar îți asumi că faci lucrurile așa cum trebuie, că altfel poți fi tras la răspundere. Și în momentul în care portul nu merge bine, Constanța, cum mai votează? Păi nu știu. Păi eu cred că nu mai votează cu cine trimis acolo și nu merge portul bine. Sau cel puțin așa. Dacă el nu are habar și nu are cunoștințele necesare... Votează și el cum îl taie capul. Și măcar ajungem la soluția ca partidul să devină ulterior responsabil. Responsabil în fața cui? Alegătorilor? Că alegerile s-au dat la 4 ani. Acolo ar trebui să fie. Da, legea n-ar putea fi modificată în sensul ăsta să fie oameni de specialitate, oameni cu expertiză. În alte țări, mă gândesc că nu poate oricine să ocupe niște posturi fără să aibă habar de domeniul respectiv. Lucrurile sunt teribil de simple și de complicate în același timp. Am putea să plecăm de la o idee mult mai largă. Noi avem nevoie să ne definim un sistem de management. Una dintre primele crize, la începutul anilor 90, 22 decembrie, astăzi, toți este 20, manifestăm 33 de ani au trecut. Da, un tip de când a fugit Ceaușescu cu elicopterul. Trebuie să manifestăm o anumită doză de empatie. Vedeți? Noi n-am recunoscut o primă criză atunci. Criza competențelor. Noi eram într-o puternică criză de calificare pentru ceea ce am adoptat peste noapte și am numit-o atunci economia de piață. Noi aveam oameni fără expertiză, fără experiență, oameni în care școala se făcea cel mai greu, oameni care nu cunoșteau lumea pe care o îmbrățișau, pentru că eram total închiși, noi nu vedeam meciurile de fotbal ale României la televizor. Și probabil de aia nu le mai vedem nici astăzi, că nu le vedeam nici atunci, dar atunci se juca. Da? Atunci aveam jucători. Da, păi nu, dar ideea că noi... Bine, și acum avem, da. Și atunci avem o criză de competențe. Trebuie să definim acest model de management în companiile în care proprietatea este deținută în sistem public, primărie sau stat, administrarea poate fi privată. Poate să nu fie privată.
poate să fie pe sistem de companie, adică pe sistem orientat pe eficiență, fără a avea nicio problemă. Se pot întâmpla lucrurile. Din asta cu administrarea privată naște zeci de discuții. Ați văzut cu pilonul 2 de pensii, care e sub management privat. E bine sau nu? Că am avut discuția asta și cu alți invitați. Vedeți, și mi se spunea, păi da, dar de ce neapărat dacă e privată e mai bun decât un administrator de la stat? În esență, dacă pe mine mă numești și am un contract de management administrare privat, eu nu sunt un trimis al statului acolo. Eu sunt angajat poate prin concurs, poate prin contract de management, deja administrare privată. A spus fondurile de pensii cum private? Nu, domnul Ferrariu. Termenul 2, termenul care corect, e sub administrare privată. Exact. Termenul corect este pilonul de pensii cu administrare privată, exact. Nu fondurile private, da, de pensii. Și aici s-au născut foarte multe discuții și așa mai departe, pentru că unii spuneau, de ce să avem acolo manageri privați? Să administreze tot statul român, că tot statul român, iată ce treabă face și la pilonul 1 de pensii. Mă rog, vorba vine ce treabă face la pilonul 1, că vedem ce sume primesc pensionarii. Dar vreau să vorbim un pic în această frumoasă seară, apropo, pentru cine a deschis televizorul mai târziu, astăzi Etno TV împlinește 21 de ani, ca să știți. La mulți ani. La mulți ani Etno TV, este de 21 de ani alături de telespectatorii săi și acuși se face, de fapt, în curând se va face și un an de când au debutat la Etno TV aceste emisiuni politico-economice. S-a tot vorbit despre neintrarea României în Schengen. Și imediat după ce a fost acel moment neplăcut, Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, a îndemnat românii la boicot. Ministerul Transporturilor, condus de Sorin Grindeanu, a spus că nu are nicio vină că, pentru faptul că cei de la CNAIR, Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, și-au închis conturile de la o bancă austriacă, a fost alegerea lor. Ei bine, președintele României, Klaus Iohannis, a spus să lăsăm depresia la o parte și să nu mergem mai departe cu boicotul ăsta. Și vreau să ne lămuriți, din punct de vedere economic, că și aici părerile sunt împărțite, pe cine ar afecta un astfel de boicot? Dacă ne-am închide conturile de la băncile austriece, dacă n-am mai alimentat de la benzinăriile, tot așa, ale lor din România, pe noi, pe angajații români care lucrează pentru aceste companii, s-ar întoarce ca un bumerang împotriva economiei noastre, sau mai mult pe ei? Pentru că, și aici termin și întrebarea, l-am văzut și pe cancelarul austriac care a spus acum vreo săptămână sau o săptămână și jumătate că dacă România boicotează companiile austriece, până la urmă tot noi avem mai mult de pierdut. În Ferrari. În primul și în primul rând, orice persoană rațională nu s-ar fi așteptat de încălcarea, în opinia mea, de încălcarea Tratatului Uniunii Europene de către Austria. Austria nu a votat, Austria s-a exprimat. Pentru că dacă vota, votul era un vot de recunoaștere a ceea ce comisiile tehnice deja constataseră de vreo 11 ani de zile. Trebuia să fie o formalitate. Da, e o formalitate care până la urmă ține de ceremonial mai mult, nu de opțiune. Pentru că în spate ai niște comisii tehnice care stabilesc lucrurile astea. Și atunci e normal ca să fii deranjat de lipsa de corectitudine. Eu nu că sunt tratat ca cetățean de mâna a doua Uniunii Europeană, pot fi deranjat, pentru că poate m-am și obișnuit. În Austria am să-i zic așa, ne tratează și am zis, ok. Nu e o problemă. E pierderea lor. Da. Dar lipsa de corectitudine personal pe mine mă deranjează. Și aici e o lipsă de corectitudine. Întrebarea dumneavoastră mai are un aspect. Nu pot da vreun exemplu de cartel al consumatorilor. Adică ne înțelegem, noi să părăsim ăsta care să aibă succes decât dacă acesta este coordonat de către o forță din spate care îmbracă formula de organizare statală. Hotărâm ca stat să facem lucrurile așa. Și împingem lucrurile. Explicit sau difuz. Și am putea să dăm foarte multe exemple istorice când lucrurile astea s-au întâmplat. Să mă duc eu să-mi tai cardul de la banca austriacă unde mi se plătește salariul e ciudat pentru că eu am niște costuri private. Dar ați putea să vă mutați... Să vă mutați conturile la altă bancă și să vă primiți salariul la altă bancă, austriacă. Da, depinde de costuri. Depinde de costuri și de opțiune personală. Nu cred că asta e neapărat o problemă. Ci modul în care, îți ideea, să le arătăm să, ce să arăți ce. Pentru că nu arăți nimic nimănui. Noi nu avem România și străinătate aici. Și termenul corect este de capital autohton sau capital străin.
În ăla autohton intră și cel care vine de la un român sau de la altul. Sau sunt capitalurile unor cetățeni al unor state diferite de România. Pe nimeni nu deranjează în Marea Britanie că Liverpool este deținut de către americani. Pe francezi nu-i deranjează că au un, prin Qatar deținătorii de PSG. E deținut de India, da, fostă colonie britanică. Da, dar funcționează ca un capital corect. Angajează, investește, dezvoltă responsabilitate socială, repatriere legală a profitului, deci își plătesc taxele, ok? Care e problema? Folosim niște active pentru care poate noi nu avem bani. Cum orientăm aceste capitaluri pentru către o funcționare autohtonă? E o întrebare foarte largă, pentru că până la urmă decizia politică trebuie să ne conducă la un astfel de răspuns, iar noi nu avem răspunsuri în sensul acesta. Chiar credem că n-au băncile profit de atâția ani de zile? Eu refuz să cred. Spre clasa politică nu avem cum să ne uităm din moment ce cei de la guvernare, PSD și PNL, spun să boicotăm, iar președintele spune să nu facem asta. Adică măcar între ei nu comunică. Președintele poate să aibă răspunsuri diferite de ceea ce pare a fi interesul național la un moment dat. Nu spun că e cazul acum, nu-i găsesc o justificare, dar nu mă miră. Pentru că el trebuie să facă politică internațională. Iar în politică internațională nu spui ceea ce ar trebui spus, ci ceea ce trebuie să fie auzit. Și în condițiile astea nu știu dacă nu e o strategie de natură practicării politicii internaționale. Deci, acum s-a găsit să practice politica internațională cu noi, după ce ne-am simțit jigniți în ultimul an. Apropiem de sărbători și sunt prea bun, probabil, aveți dreptate. Dar, vedeți, am plecat de la ideea că nu scandalul conduce către o aranjare corectă a ceea ce... Asta așa este, dar eu tot n-am înțeles. Dacă boicotează românii companiile astea austriece, pe cine presiunea afectează? Presiunea pe capitalul austriac va fi enorm. Teoria cum că pierdem noi e falsă. De ce? Pentru că aici este o zonă, e profit, atrage capital... Capital transferabil internațional există? Sunt anumite costuri pe termen scurt pe care le putem simți ca o pierdere fiecare dintre noi, dar în mod clar durerea va fi mult mai mare pentru capitalurile austriece, pentru că ei pierd în final. Păi, da, eu sunt un client al băncii. Da, dar am văzut și orice bancă pentru un client sănătos. Analize care spuneau așa, banca Raiffeisen sau BCR, să le spunem pe amândouă că despre toată lumea știe că despre aceste două bănci este vorba, are numărul X de angajați. La un moment dat, dacă în urma boicotului are probleme financiare, începe să restructureze, să mișoreze din costuri. Pe cine o să dea afară? Tot niște angajați care sunt români. Care trebuie să angajați către băncile care și-au dezvoltat afacerea prelând acele conturi de acolo, care au nevoie de angajați. Ăsta era argumentul că vor suferi angajații români care se vor muta în altă parte din aceste entități și ar fi cumva un bumerang și că n-ar fi bine să facem acest lucru. Pe de altă parte, Ferrariu, băncile dacă, nu se adresează doar clienților persoane fizice. Dacă cuvinte licențioase în emisiune, vă amendează CNA-ul. N-ar trebui să vă amendeze pentru că dacă s-ar gândi eu la locul noastră de dacă, muncă. Mă amendează nu, dacă vă las să faceți adică, asta. Până la urmă avem niște costuri. Să nu fac iar trade-off-ul e simplu. Îi dau oamenii afară că nu mai au business-ul atât de larg, care trebuie să angajați. Vedeți? Piața asta monetară ea nu înseamnă că se desuflă ca un balon. Se duce în altă parte. Iar, sincer acum, nu cred că asta ar fi un lucru pe rău în piața monetară în momentul de față, în piața bancară, interbancară, profesional vorbind. Vorbim de niște jocuri așezate, incrementate de prea mult timp în niște structuri dominate de către BCR, de către, în primul rând, că e cea mai mare. Și nu știu dacă jocurile astea nu mențin dobânzile ridicate. Am văzut că cei de la BCR spuneau că au pierdut doar 12 clienți după toată această poveste, însă cei de la Raiffeisen se agită mult mai tare, au trimis deja scrisori clienților lor prin care îi îndeamnă să nu își mute conturile în alte părți. Am citit și o astfel de scrisoare trimisă de către cei de la Raiffeisen și da, spun aici așa. Ne-am luat un angajament ferm pentru sprijinirea autorităților în următoarele etape ale procesului de aderare a României la spațiul Schengen. Știm că și dumneavoastră, clienții noștri, sunteți dezamăgiți de acest rezultat intermediar. Adică vedem că aceste entități juridice cu capital austriac
La nivel declarativ, susțin aderarea României în spațiul Schengen. O să luăm o pauză de publicitate, mai avem câteva subiecte interesante și revenim. Dar 12 nu sunt, domnul Fere. Au fost mai mulți. Așa au spus cei de la Erste, că doar 12 cetățeni români și-au închis. Sunt mai mulți într-o zi care își închid în mod natural conturile. Da, revenim imediat. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și ca să o lămurim, să lămurim povestea asta cu Schengen-ul, îi povesteam lui Dragoș Huru ceva mai devreme, cât de afectat am fost și eu în acea zi în care Austria a votat împotriva noastră, împotriva aderării țării noastre la spațiul Schengen, și nu înțelegeam de ce. Că până la urmă nu faptul în sine, că nici până acum nu fusesem în Schengen și asta e, probabil că e vorba de o amânare, dar mă simțeam nu dezamăgit, de parcă... Așa mai avut niște sentimente când a pierdut România în fața Suediei la campionatul mondial din 94, în serturile de final. Aia era frustrare. Asta, da, pe și asta frustrare simțeam. Și apoi mi-am dat seama, pentru că a fost o nedreptate crasă. Pentru că eu, ca om, m-am simțit jignit, da, sfidat, mințit așa cu zâmbetul pe buze. Da, acțiunea Austriei este periculoasă, în opinia mea, pentru întregul model european. Adică... un sistem de decizii centralizat la nivel suprastatal, în care cineva poate să vină și să spună vreau sau nu vreau, că așa vreau eu sau nu vreau eu. Nu mai are nimic de a face cu democrația. Păi și asta e un precedent periculos, mă gândesc, pentru extrem viitorul. Extrem de periculos pentru orice sistem europene. De decizie. Extrem de periculos pentru orice sistem de decizie. Deci este, după părerea mea, o chestiune care, dacă nu este amendată, și vedem cât timpul trece și nu este amendată de către alte tipuri de organisme ale Uniunii Europene, devine un precedent extrem de periculos pentru, dar poate benefic, sper eu, pentru modelul Uniunii Europene. De ce am spus benefic? Că poate să trage niște învățăminte, mă rog. Da, mai mult sau mai puțin, Uniunea Europeană a alunecat către un model suprabirocratizat, din care trebuie să mai învețe că poate trebuie să mai evadeze, că altfel se prăbușește. Și statul român este un stat suprabirocratizat. Am început cu legea aia, că scrie într-o lege, că se întâmplă lucrurile, dar și dacă, cum verificăm, dacă a făcut unul vreo hârtie, dacă n-a făcut-o, nu e bine. Lucrurile astea nu au cum să rămână pe termen lung în picioare. Au mai fost și alții care au încercat să construiască modele de stat bazate pe organizare, pe birocrat, pe funcționar, pe fiecare, să zice, la primărie. Modelul nu se lovește de lege, nu se lovește de regulă. Noi suntem pe model francez. Nu e niciun model francez. Nu, este un model ultra-birocratizat, te lovești de funcționar care nu are responsabilitate, dar în același timp o are pe toată, adică nu are capacitate de decizie și atunci modelul se blochează. Poate se vor mai simplifica lucrurile, dar până atunci cât de mult ne afectează din punct de vedere economic această amânare, sper eu, a... Am văzut destule calcule. Se vorbește de sute de milioane, de miliarde, de... niște cifre care înseamnă ceva. Eu n-am făcut economia un calcul și nici nu am ambiționat să fac. Am văzut cifrele. 10 miliarde pe an, 12 miliarde pe an, 24 de miliarde pe an. Cam aici se opresc calculele. Cred că ne afectează financiar pe termen scurt și, din păcate, nu văd nicio mutare pe termen lung. Nici o orientare către ideea de capital autohton, nici o idee de a ne pune problema de a ne adapta legislației europene și de a nu o transpune peste noapte și așa mai departe. De pierdut, pierdem în mod constant. Bănuiesc că intrarea în... Ridic o ipoteză. Dacă intram în Schengen, în maxim un an și jumătate aveam o autostradă până la portul Constanța. Păi avem. Nu, nu avem. București-Constanța există. Nu, nu. Până la portul Constanța, dintr-un capăt în altă țării, domnul Ferăriu. Peste Carpați. Da, dacă se va finaliza Pitești-Sibiu în următorii 3-4 ani, o să avem. Mi-a plăcut să mă complac în atmosfera de sărbătoare. Dar să știți că portul Constanța ar fi devenit un activ extrem de atractiv pentru a fi legat
de bucățile de autostradă care există în partea de vest a țării și mai departe către Ungaria. Deocamdată nu e la fel de atractiv, pentru că ai Schengen-ul. Dus odată acolo, creștea valoarea ca un cost de oportunitate implicit pentru a avea autostradă care să treacă Carpații. Vezi, tot auzim că nu avem autostrăzi, dar eu am întrebat studenții. Avem 142 de kilometri de autostradă funcțională. Domnul Ferrariu, sunteți de acord că drumurile pot fi excelente dacă conduc către anumite destinații, dacă conduc către destinații care nu există, indiferent de calitatea asfaltării, ăla nu e un drum bun. Sau dacă sunt excelente, dar lipsesc cu desăvârșire, iarăși nu e bine. Ele lipsesc dacă n-au către ce să meargă, către ce să meargă. Vezi, capitalurile merg. Către ce? Către partea de vest a țării, atrăgând forță de muncă acolo. La ce se trag Carpați? Mai e foarte puțin timp și se termină anul 2022. A fost un an bun din punct de vedere economic? Foarte bun. Cu o inflație din două cifre? Vă aduceți aminte că am spus în la noastră emisiune inflația de 17-18% la finalul anului? Am discutat asta. Nu e inflație mare, v-am spus încă de pe atunci. Știam din pandemie că o să fie cam 15. Cam mai adăugat prin războiul cu China, conflictul la nivel diplomatic și economic manifestat printr-o criză a sistemelor de transport și a semiconductoarelor, adică, prin conflictul cu Rusia. A fost un an bun pentru că se putea și mai rău? Domnul Ferreiu, cu inflația suntem în media europeană. Deci, inflația suntem în media europeană și ea vine din niște probleme de tip structural pe care nu aveam cum să le evităm. Adică inflația în momentul de față, având în vedere ce se întâmplă, reflectă faptul că avem o economie suficient de robustă și sau suficient de legată de alte țări europene cât să fie robustă, cât să nu explodeze. Uniunea Europeană, față de ce există ca inflație în areale care nu aparțin Uniunii Europene sau Statelor Unite, nu e mare. Și nu înțeleg. Când s-au scumpit combustibilii, a fost un mare semnal de alarmă că această scumpire a combustibililor duce la creșterea prețurilor pe orizontală și automat crește inflația și nu e bine. Acum combustibilii s-au ieftinit. Au ajuns din nou benzina la pragul de 6 lei, motorina la 7 lei. Sunt lucruri pe care nu ai cum să le anticipezi. Dar inflația n-a scăzut. Prețurile nu au mai scăzut celelalte. Doar combustibilii. Prețurile nu vor mai crește, nu vor mai scăde niciodată. Când cresc prețurile la combustibil, se scumpesc toate. Când scad la loc, celelalte prețuri rămân sus. Păi, dar de ce? Păi nu... E vorba despre o știință exactă, matematică aici. Nu. În niciun caz. Prețurile nu vor scade după ce au crescut. Există acel efect al roților de clinchet, odată crescute, cu dificultate le mai dai înapoi, exact ca la salarii. Le-ai crescut, cu dificultate le mai dai înapoi. Prețurile la combustibil cresc într-un mod absolut interesant. Azi nu spun ilogic. Să anunțe că astăzi a crescut barilul de petrol, prețul barilului de petrol la 20 de imediat s-au scumpit combustibilii, da. Adică ăla e legat direct acolo. Bineînțeles că nu e. El n-are comenzi pe termen imediat, lung. Când e să scadă, însă scad mult mai lent. Dar chiar și așa, da, au scăzut prețurile la combustibili. Suntem, cred că, din nou la nivelul lui 2021, toamna lui 2021, cam pe acolo suntem. Și cu toate astea, restul sunt la sunt fel alte de cauze. E nu doar de la combustibil. Gândiți-vă la energie electrică, la gaze. Și gazele se ieftinesc, culmea. Am citit astăzi o analiză și gazele se ieftinesc, mai ales de când a venit gazul ăsta lichid, lichefiat. Pe piețele internaționale, dar nu pe piețele de spot de care suntem noi legați astăzi. Noi suntem pe piețele de spot, noi nu... Noi care producem gaz metan, cel puțin 80% din necesarul țării. Producția de gaz metan în România a scăzut constant în ultimii ani. Mie aici tot nu-mi rezultă. Nu, păi depinde nu cum extragi, la socoteală. Cât extragi. Păi da, depinde cât extragi. Avem toate depozitele pline, că sunt niște depozite subterane, speciale, cu niște sisteme care usucă gazul. Avem aproape 3 miliarde de metri cub de gaze stocate frumos acolo pentru a avea rezerve pentru iarnă. Și cu toate astea, prețurile sunt tot mai mari. Toate se scumpesc. Piața, ca să funcționeze prin mecanismul cererii și oferte, nu funcționează instantaneu. Are nevoie de o perioadă de timp de ajustare, nu revine, suferă de rigidități. Vorbiți de o industrie în care noi am pretins că creăm liberalizare fără să reglementăm. În niciun caz, pe orice ar însemna energie, combustibil,
nu putem să nu estimăm faptul că oricare vânzător se bucură, în mod tehnic, de o mare inelasticitate a cererii la nivel de firmă. Deci el are întotdeauna capacitatea de a se manifesta ca un monopol cu o anumită putere pentru a-și crește profiturile. Deci și asta vine în mod natural. În căpșor, ce spune și asta vine în mod natural. Da? Deci noi acolo suntem. Am liberalizat piața într-un mod în care nu mai contează, dar n-am reglementat nimic. Deci avem acest impact. Da. Mi-ați adus aminte de acel minunat subiect al declarațiilor pe proprie răspundere vis-a-vis de prețurile plafonate la energie. Au dat o lege, a inclus foarte multe amendamente, unele dintre ele nici nu se știa inițial cât de mult vor afecta asta cu declarația pe proprie răspundere. Acum a venit Ministerul Energiei și a spus că se renunță la declarația pe proprie răspundere, pentru că de fapt avem o bază de date pentru a ne da seama ce și cum, dar modificarea pe care o vor face nu va fi suficientă, pentru că în continuare vor fi foarte multe alte persoane afectate, cum sunt cele care depind de aparatură medicală, dar nu au contractul pe numele lor și chiriași și așa mai departe. Da. Și ajungem la primul subiect din emisiune, în care vorbeam despre modul în care cât de prost sunt făcute legile, cât de multe amendamente vin și cum se semnează așa la grămadă, pentru că nu mai ai timp fizic să citești toate amendamentele alea. A zis liderul de partid că intră. Și apoi cine suferă, suferim noi cetățenii. Aia n-avea cum să meargă cu declarații, cu categorii, cu cereri depuse, de parcă acolo unde se depune există o forță de muncă capabilă să le operaționalizeze. Este ceva infernal. Adică aia și ca idee, dacă era bună, tot nu funcționa. N-au înțeles nimic din legea consumatorului vulnerabil, despre care se discuta acum un an și șase luni și patru luni. Și când au dat-o, a venit întâi fără norme de aplicare, iar când au dat și normele de aplicare, ne-au luat cu mâinile de cap, pentru că trebuia să completezi un formular de 14 pagini ca să afli apoi dacă te încadrezi sau nu în acea categorie de consumator. Salva pe cei care într-adevăr au fost dărâmați și după ce încerci asta, foarte multă lume apare în sare gardul. Vedeți, mă gândeam la pensiile speciale și am văzut o lege ieri, am zis că nu se poate așa ceva, iar se mai pensionează o categorie la 40 de ani. Deși el e lipsit de capacitatea de a mai desfășura aceeași activitate, nu de a desfășura muncă în sistem salariat și atunci îl pensionez, păi nu înțeleg de ce. Păi da, n-ar putea fi... Da. Și redistribuit, aici, ca să zic așa, ba, da, relocat către o altă zonă de activitate. Nu, e mai simplu, pensie. Și asta, trei copii, de unde trei copii? De ce trei copii și nu patru? De ce? Trei și nu doi. De ce nu doi plus încă un bătrân în îngrijire? Sunt multe, multe aspecte, adică hai să ținem cont, nu știu, eu am laptopul meu, deci, soția are laptop, aici, copiii au laptop, alții nu merg la școală, la faptul că nu sunt consumă, niște oameni adică... acolo care legiferează, că asta înseamnă parlamentar, să faci parte din legislativ, fără să aibă habar despre ce vorbesc. Bine, vin proiecte foarte multe și de la ministere, unde sunt teoretic specialiști, teoretic. Și ies astfel de ordonanțe de urgență, astfel de proiecte de lege, nu, care eu, se bat așa cap în cap dacă, și le pun pe toți, dacă mâine, ne duc la limita. Prin absurd, inițiez o lege și mă ascultă cineva prin care măresc mult, și când spun mult, înțelegeți mult, salariile din administrația publică centrală. Despre ce părere ați avea? Și mă aștept ca în câțiva ani de zile să am o forță de muncă calificată, angajată acolo. Avem forța de muncă. Funcționarii publici în administrația publică centrală, cel mai slab plătiți din întreaga Uniune Europeană. Cine vrea să facă asta? Că, vedeți, noastră și educația nu e bună, școala nu merge, dar... Am văzut ce procent s-a alocat din produsul intern brut educație acum la bugetul pentru 2023. Înțelegeți? Noastră sunteți nemulțumit, aveți cei mai slab funcționari care scriu acele legi plătiți din Europa. Nu vă uitați că îi bagă pe toți la pachet și pe aia din primării și pe aia din ministere și pe... Apropo, în mod paradoxal, acum câțiva ani în timpul președinției lui Băsescu și eu am ajuns un fel de funcționar public ca profesor universitar. Deci este total absurd. Adică, da? Și eu sunt la salariile bugetarilor. Eu nu sunt bugetar. Adică, nu, eu semnez contract în fiecare an. Pot semnez cu altă universitate.
Eu n-am un buget. Sunt foarte multe anomalii și emisiunea s-a terminat. Foarte repede a trecut timpul. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit la Raport Special. 2020 a trecut repede și bine. Stăm de bine să și la anul. Sănătoși și în 2023. Aveți grijă de voi. Încă o dată la mulți ani, Etno TV. 21 de ani de când Etno este alături de dumneavoastră.